Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că am adăugat noi conturi de Steam și de CSGO pe steamaccounts.us. Aveți primul link de descriere în caz de vreți să cumpărați un cont de Steam sau de CSGO sau să vă vindeți contul de Steam. Aveți aici foarte, foarte multe conturi, bă băieți, de la Silver, de aici pe a doua pagină, de la Silver 3 până la Global. Vă puteți cumpăra un cont foarte ușor, trebuie doar să vă adăugați bani în balanță, dați aici pe Buy sau dacă vreți să aflați mai multe informații despre cont, dați pe More. Aici aveți podul cu contul, foarte multe informații aici în descriere, mă rog, tipul ăsta n-a lăsat chiar așa de multe informații. Și aici aveți de cât timp este băiatul seller pe site, adică de cât timp a vândut el primul cont și review-urile, pozitive sau negative. Eu vă recomand foarte mult să vă luați după review-uri și de vechimea sellerului, deoarece vă puteți da seama dacă un cont este țeapă sau nu. Haideți să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Danger Zone Hacking, o serie pe care n-am mai postat-o, cred că de o lună și ceva, nici chiar nu știu când am postat ultimul episod de Danger Zone, nici nu mai țin minte, acum 2-3 săptămâni, acum o lună. În fine, bă băieți, este a 5-a tentativă de filmare, deci am zis aceleași lucruri practic de 5 ori, noroc de 4 ori, asta e a 5-a oară și ba, am găsit un rage checker care să mă moare, nu, asta s-a întâmplat doar meciul trecut. Primele 3 dăți mi-a dat efectiv crash calculatorul, nu știu ce l-a apucat, cred că e din vina hardului, deci hardul mă cam atenționează că se duce. Stă tot timpul 100%, nici nu știu dacă o să fie la calitate maximă videoclipul ăsta, având în vedere că hardul meu când scrie 10 mega pe secundă în 100% și video ăsta e filmat la 50 de mega pe secundă, o să văd după ce îl filmez, sper să iată totul bine. Și da, bă băieți, m-am uitat astăzi peste membrii canalului, deci by the way, hai să strângem cel puțin 1000 de like-uri la acest episod, adică după încep să filmez de 2 ore un episod de Danger Zone care ar trebui să dureze 10 minute plus încă jumătate de oră editarea, maxim jumătate de oră editarea. În fine, hai să strângem 1000 de like-uri la acest episod și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați luat membru pe canalul meu, deci nu știu, n-am mai intrat, cred că 2-3 săptămâni, să ne dăm repede aici drop out, let's ne luăm headshot-ul nostru. Vreau să vă mulțumesc foarte mult celor care v-ați luat membru, am intrat ieri, mă rog, o trecut de ora 12, am intrat ieri să văd ce membri mai am eu pe canalul, să-i afișez la fiecare început de episod, pentru că m-am gândit că na, dacă momentan nu am niciun grad de membru pe Discord sau ceva cu care să vă răsplătesc că v-ați luat membru la mine pe canal, m-am gândit să vă afișez la fiecare început de episod pe toți cei care aveți membru pe canal, măcar să vă puteți vedea în episod dacă tot nu am făcut încă un grad pe Discord. M-am gândit, numai că eu nu mă prea pricep la Discord și până și serverul ăsta, ați văzut că nu eu sunt fondator, mă rog, nu mai apare acolo fondatorul original al serverului, dar serverul ăsta Discord nu-i făcut de mine, mi l-a făcut un abonat acum vreo 2 ani și mulțumesc foarte mult pe această cale și o să încerc să dau de cineva care mă poate ajuta să fac grad de membru și alte chestii de astea pe Discord. Bine, știu să fac gradul, dar nu știu să îl fac să se pună auto, să-ți dea automat membru când îți iei membru pe canal și chestii de astea, la chestii de astea chiar nu mă pricep și decât să fac eu vreo tâmpenie, vreo bazaconie pe acolo pe la server, m-am gândit că mai bine contactez pe cineva care chiar se pricepe la servere de Discord. Ce mi-arată aici? Offline? Oh, supply, mamă, s-a terminat șmecheria, băieți, avem bani. Și decât să fac eu vreo tâmpenie, m-am gândit să contactez pe cineva care chiar se pricepe. Și, mamă, uleu, doamne, dar pe unde mă bag acum să ajung la glocul ăla, frate? Trebuie să o colesc. Ok, never mind. Și bai, am uitat să, de ce zic by the way, de ce sunt așa romglez, mă, n-am mai văzut așa ceva, mă, frate, m-am dobidocit de tot, mă. Așa, am vrut să vă anunț că am băgat din nou stoc la site, am acceptat majoritatea conturilor în pending, sunt vreo 60 de conturi postate pe site, și de CSGO și de Steam, așa că dacă aveți nevoie de un cont de CSGO, nu știu dacă v-ați luat bani după VagWave sau dacă aveți nevoie de un cont de CSGO sau alte chestii de astea, puteți să intrați pe steamaccounts.us, aveți și linkul în descriere și vă puteți cumpăra de acolo un cont sau în caz de aveți un cont de vânzare, puteți să-l vindeți acolo. Și stați numai un pic să ne ocupăm, PP Bison, ar fi fain să-l furăm, dar stați un pic să scap eu de băiatul ăsta de aici, că mă încurcă un pic pe mine să știu că e cineva în spatele meu. Numai un pic să scap eu de băiatul ăsta de aici. Și vreau să spuneți în comentarii cam pe ce jocuri ați mai vrea să vedeți episoade de hacking. Ok, mamă, câți bani au zburat din ăsta să moară Bibi. Avea om un ciocan la el, săracu. Mă rez nimic. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce jocuri ați mai vrea să vedeți pe acest canal jucate cu cheat-uri. Eu am încercat în ultima vreme să filmez 11.000 de jocuri. Sincer, cel mai tare joc pe care am jucat, mă rog, cele mai tare jocuri pe care am jucat până acum cu ec în afară de CSGO. Stai să-l omor și pe tipul ăsta. De fapt nu-l mai omor, oricum n-are armă. Eu mă ocup de cei care au armă, că nu mai am gloanțe oricum.
până acum cele mai șmechere jocuri pe care le-am jucat cu cheat mi s-au părut Apex Legends, adică mi s-au părut un... Ăsta cred că are hack mini boss, nu știu de ce am impresia asta, dar nu e problemă că ne ocupăm noi de el. Ăsta cred că are hack totuși. Opa, vine zona, de aia se feria el. L-a omorât ăla la albă. Bă, nu, că mă moară zona, stați un pic. Nu. Vai, doamne, ce era să mă moare zona. Hai să-l omor pe ăla cu Pepe Bizon, nu, că e, nu știu, mi se pare mie super. Ok, auto dronă. Oh shit. Dar de ce am lagul ăsta? De ce am un lag infernal? Nu știu ce naiba s-a întâmplat cu PC-ul meu, după lângă crash-urile pe care mi le dă zilnic. Am foarte multe frame drop-uri și am foarte mare lag, adică să am 70 de FPS-uri pe Danger Zone cu i7, 1700K, ești nebun. Bine, am înțeles că am scos overclock-ul, dar dă-o în pana mea Intel, chiar așa? Mă rog, nu cred că e... Bă, ăștia fac echipă, bă! Bă, eu n-am intrat pe echipă! Ăștia fac echipă, putu-vă! Familia, mamă, ăștia fac echipă, s-a terminat, stai, ce am făcut? Bă, eu sunt pe solo sau sunt pe team? Pentru că eu văd că ăștia fac echipă, ăștia nu se omoară între ei, mă. Sau n-au niciun armă și își dau cu toporul în cap și nu se pot... Bă, au armă, mă! Băi, de ce nu se omoară ăștia? Chiar așa de bulangi. Mamă, ce le fac acum la amândoi cu aim-ul? Fac team pe solo, nu cred că e pe echipe, că mie nu mi-arată niciun squad, teammate, nimic. Deci ăștia fac echipă pe Danger Zone. Futu-vă, nația, să vă fut în gura azi și mâine. Unul mort. Hai și tu, bossule. Hai și tu, raid boss. Sau ăștia nici, cred că nici nu știau unul de altul. Cred că doar se urmăreau așa, dar nu știau unul de altul. Dar uite-l pe bulangiu ăsta ce face toți familia. Încerci să facă. Aha, încearcă el să facă. Dar are scutul la spate, oare, dacă îi trag în spate? Sper să nu-și dea seama că sunt spatele lui. Oh, bossule. Bă, mamă, cât de... Mamă, ce mare bulan au avut că nu i-am nimerit piciorul. Dar ești mor, bossule. L-am omorât, ok, și își dă mini-boss ăsta din noi. Ce face, bă, săracul? Săracul de el. Ok, avem $3000, am putea să ne comandăm ceva frumos, zic eu. Chiar mai mult. Oh, avem Deagle. Deci, mamă, și cu câte gloanțe, doamne, ăsta e cel mai norocos match-ul meu de Danger Zone de până acum, să-mi bat picioarele. By the way, probabil mă întrebați, da, iară trec mașini. Deci trec mașini prin fața blocului. E foarte cald, dacă închid geamul e foarte, foarte cald și nu pot să stau în camera asta, nu se poate supraviețui. Și nu știu de ce fix acum la 4 dimineața. Deci, înainte să filmez n-a trecut absolut nicio mașină. Fix acum când am dat să dau, sau când am dat să filmez, au început mașinile să treacă. S-a trezit toată Timișoara să treacă mie prin fața blocului, mă. Mă rog, în fine. Unde rămăsesem? Ah, da, cu bulanul ăsta, fratele meu. Uite, Pepe Bizon, Deagle. Păi cu ăsta când i-am dat un tap la un, ok. Hai să nu exagerăm, să luăm un ăsta. Ah, am crezut că trampă ăla e fix aici, sau cum îl cheamă? Tamper. Bă, mă, lași. Hai să așteptăm drona noastră cu SSG-ul. Nu știu de ce mi-a comandat, sincer, că o să mi-l dea cu 3 gloanțe. Ok, ăsta o să-și ia tap. Pam! Oricum îl împușca drona, nu știu de ce l-am mai împușcat și eu, dar în fine, am mai ajutat drona aia un pic. Haideți să vedem, sper să nu-mi împuște cineva drona. O aud, o aud, uite-l, mă, uite-l cât de frumos e, doamne, țucă-te. Mamă, 12 glonțe mi-o dat, păi bine, păi mai sunt 12 inamici, deci practic un glonț la fiecare. Hai să mergem pe Tumber ăsta, asta mă sperie pe mine. Ah, by the way, și de ce nu, probabil ăsta o să fie titlul la acest episod, dar... Nu știu de ce am evitat atâta subiectul. De ce nu am mai postat seria cu cituri? Deoarece foarte mulți dintre voi mă întrebați chestia asta. Ok, unu-i mort. Hai să-l omorâm și pe ăsta și după aia vă povestesc. Bam, doi morți. Mamă, dar le dau cu ăsta, nu glumă. Ok, de ce nu mai postez seria de CSGO cu cheat-uri free? Pentru că foarte mulți dintre voi mă întrebați și pe Instagram și pe, deci pe absolut orice rețea de socializare pe care o găsiți, mă întrebați chestia asta. Și astăzi vă voi răspunde la marea întrebare, de ce nu mai postez seria cu cheat-uri free pe CSGO? Ei bine, bă, băieți, după ultimul VAC wave, în primul rând este foarte greu să găsești un cheat gratis și să fie și cât de cât ok, adică să nu-ți iei ban în 20 de minute. Iar în al doilea rând, în ultima vreme pe cheater.fan, o, văd drop-ul, în ultima vreme pe cheater.fan nu se mai postează cheat-uri de calitate. Văd ultimele cheat-uri obosite care le injectez și îți dau crash sau mai rău, nici măcar nu merg. Uite aici drop-ul ăsta blanau, oho, asta-l distrug. Mamă, câți bani, frate, mamă, câți bani, doamne, câți bani, mamă, vine zona. Ok, și găsești numai cheat-uri trash, nu găsești nimic util, nu găsești nimic care chiar să meargă, să poți să filmezi ceva cu el. Știu că era cea mai vizualizată serie, dar pur și simplu nu am ce să fac, nu mai găsesc cheat-uri ca lumea. În ultima vreme nu mai merge niciun cheat de acolo, sau dacă merge, v-am zis, dă crash-uri, chestia aia să... Băi, du-te, mă, de aici. Oh, ai ce backtrack i-am dat la ăsta, tu-ți, copilul. Ai de... Mamă, și mai e și ăsta aici care vine, săracul de el, încearcă el să fie așa bad boy, dar nu-i reușește. Da, by the way, bă, băieți, uite, am uitat să vă zic de chestia asta în acest episod și iar încep cu by the way-ul meu. Eu acum, recent, ăștia fac chiar, eu cred că m-am băgat pe Teams fără să știu, unul mort, doi mort. Bă, eu dau ray checking, mă, eu dau ray check pe ăsta, pe Danger Zone, n-am nicio treabă.
dau pre-check pe Danger Zone. Să-mi bat picioarele, nici nu, nicio treabă n-am. Direct cu ei un blan, le dau numai cap la băieți. Eu nu înțeleg, eu m-am băgat pe squad și-o murit squad-ul meu sau ce s-a întâmplat? Că ăștia toți fac echipe din câte văd, nu-i niciunul care să nu facă echipă, să-mi bat picioarele de nu. Deci mă jur că nu-i niciunul care să nu facă echipă, MP9-ul ăsta, nu vreau să risc cu MP9-ul. Deagle-ul cu SSG eu cred că e cel mai bun combo de pe Danger Zone, deci unde rămăsesem? Nu mai știu unde rămăsesem, în fine. Hai să vorbim despre alt subiect. Ah, da, că eu acum observ că nu mai îmi dă crash. Hai să vedem, e emo box aici cumva. Emo, aia e tati. Nu mai îmi dă crash PC-ul, asta e o chestie super șmecheră și i-am scos overclock-ul. Deci eu încep să cred că nu era totuși de la hard disk, cred că era de la overclock, dar nu înțeleg cum poate să fie de la overclock, având în vedere că eu overclock-ul ăsta l-am de vreo 4 luni și nu mi-a dat în viața mea crash. Și acum, în seara asta, fix acum când să filmez eu CS, care nici măcar nu e un joc care să consume atâtea resurse, începe să dea crash, serios. Deci eu chiar nu înțeleg chestia asta. Hai să ne luăm niște gloanțe pe SSG-ul ăsta. Bă, ce se aude? S-a auzit ceva, mă. Stați un pic, mă scarpină nasul așa. Mă mănâncă nasul, mă scuzați, că nu se scarp, nu se scarpină nasul singur. Deci na, nu știu de ce am zis chestia asta, sunt foarte obosit, în fine. Bă, eu văd că ăștia fac squad-uri amândoi. Am în 3, de fapt, am în 4. Deci nu știu ce să fac eu aici, dar cred că o să stau aici sus și bam! Ok, n-am putut să-l nimerez de aici. Bam! Ok, nu se poate de aici, nu se poate. Merlin stă cu SSG-ul. Merlin stă cu SSG-ul. Țucă-l, mami, pe el, Merlin. Merline, ce faci tu, Merline? Țută-te, mami. Ai hack și tu? Ai hack? Ia zi, bossule, ai hack? Ok, s-a întors cu spatele Merlina meu. Nu știe ce să facă Merlin. Și e mort Merlin, l-am omorât doar să fiu sigur că n-are hack, pentru că am mai dat decodază și eu nici măcar nu joc. Bine, joc obvious, nu pot să zic că nu joc obvious, dar îs unii, frate, care își bagă autoshot-ul, își bagă FOV-ul pe 360 și dau, frate, nici măcar nu se chinuie să pună ținta. Eu măcar pun ținta, știi ce zic? Ia uite, bam! Ok, asta nu prea a fost țintă pusă, dar na. Bă, dar câte kill-uri am? Nu pot să văd și eu câte kill-uri am. 13 kill-uri, nu cred așa ceva. Fără Caterin, că 13 kill-uri alea din colț sunt kill-urile. 13 kill-uri, pe ăsta e deja recheck pe Danger Zone. Nu mai vine, deci doi inamici, practic eu cu încă doi, care sunt echipă. Redeployment cut off in... Cum adică redeployment? Bă, sper că nu o să... Sau ce, care e faza asta, mă, dă cu bombe? Sau de ce arată acolo o bombă desenată? Că nu înțeleg. Stați, eu mor pe ăsta, pe ăștia doi repede până nu bagă zon... Ăsta până nu bagă bombele pe noi. Fără Caterinca că dau drop la bombe pe noi. Bă, nu știu, o să merg repede să-i omor pe ăștia doi, că e foarte groasă treaba. Și oricum deja am dat recheck, deci nu mai... chiar nu mai are niciun rost. Ok, cred că ăla are hack, nu știu de ce am impresia că am uitat la mine prin pereți, dar eu o să le iau pe băiatul acesta. Doamne Iisuse Hristoase, ce frică mi-e de ăștia doi că au scut futule mama în gură. Ok, unul mort și celălalt mort, GG bă băieți. Sunt curios dacă mă face cineva codat și sunt curios dacă am luat rank, pentru că dacă aș lua rank acum ar fi cel mai rapid rank al meu. Băi, care l-am luat, nici nu știu ce am zis aici, dar am avut 15-16 kg am avut, ia să vedem cum l-am luat pe ăsta, l-am luat, mamă, numai Free Fire îi dădeam. What the fuck, ce Free Fire-uri dădeam, nu vine să... Ok, l-am omorât aici pe teammate-ul lui și ai... Uai de capul meu ce am dat-o, bă, băgați-mă la Nexus, vă rog, sunt cel mai bun pro player din lume. Am luat rank up. N-am luat niciun rank. Hackers, man. What? What do you mean? What do you mean? What do you mean? N-o să zic cuvântul. Nu, am scris din greșeală chestia asta, mă jur. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Haideți să strângem 1000 de like-uri pentru efortul depus de mine, că dacă îmi dă crește acum PC-ul o să se corupă fila și... Nu o să mai pot să-l postez pe YouTube, din păcate, și nu o să mai afla. Mamă, ăsta avea Hunter Fox Elite, coaie? Bă, ăsta e Hunter Fox Elite, așa-i? Bă, ce rang? Uitați-vă și voi aici. Și eu n-am luat niciun rank, din păcate. De având în vedere că am jucat cu Hunter Fox Elite, eu n-am luat niciun rank. Și am 0 win-uri. Astea swingman, mă, băi, ce prost, doamne. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod în care am dat practic rage pe Danger Zone, pentru că am 16 kill-uri sau 15 kill-uri, adică cred că atâția player suntem noi în Danger Zone, numai că n-au nici au mai dat redeploy și chestii de-astea. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați acolo un like, frate, să vă luați membru dacă vreți, oricum în curând o să facem update-ul ăla la Discord-ul, la serverul nostru de Discord și o să aveți membru și pe Discord și o să aveți multe, multe beneficii, cum ar fi să jucați cu mine sau o să vă faceți server private, etc. Dați și voi acolo un like, bă băieți, dați un subscribe la canal dacă mai vreți să postez episoade de genul în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut!